pot să vă confirm că pentru ziua de astăzi este sold out, deci nu mai sunt bilete. Ne pare rău că nu au putut să ajungă toți suporterii să intre în sală. Îi așteptăm să ne urmărească în fața televizorului, pentru că nu dorim să, să supra-solicităm capacitatea sălii. Am obținut acordul la ISU Sibiu să instalăm două tribune mobile, dintre care doar una este rezervată pentru spectatori, vor fi cei de la Cluj la meciul de astăzi. Cealaltă tribună de sub bar, de la sala Transilvania, va fi doar pentru sportivi, pentru reprezentanți federației, pentru echipele participante. Practic, nu am vândut mai multe bilete, doar că nu am înghesuit jucătorii și echipele participante în tribune. Le-am creat un spațiu doar al lor pentru acest eveniment. Cu cât crește capacitatea prin aceste... Practic, sunt puse 168 de locuri în total, dar, v-am spus, cele 168 de locuri nu s-au vândut bilete, okay, pentru că am folosit acestea pentru ceilalți participanți la eveniment. Mai sunt partide cu sold out? Deocamdată nu. Pot să vă spun că pentru sâmbătă, pentru All-Star Game, s-au vândut cam 95% din bilete. Pentru ziua de mâine, 50-60% din bilete și încă mai așteptăm suporterii să vină, în special suporterii echipelor care joacă mâine, Cluj, Oradea, Timișoara, Târgu Mureș și Galați. Probabil, cu siguranță, probabil, după sfertul de finală, fanii vor veni să-și urmărească alături favoriți care vor fi în ziua de semifinale, cele patru echipe care se vor califica acolo.